Reprezentanții ISU au demarat încă de la începutul lunii noiembrie 2015 activități de control atât pe timp de zi cât și de noapte la cluburi, baruri și discoteci din județul Giurgiu. Oamenii legii nu și-au luat liber nici în noaptea dintre ani și, așa cum anunțaseră, au continuat verificările în localurile din județ. Trei dintre acestea aveau petreceri în desfășurare în momentul controlului ISU. În perioada 31.12.2015, 1.1.2016, cadrele de prevenire a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu au efectuat un număr de 29 de controle la obiective care puteau organiza activități cu public numeros pe perioada Revelionului. Nu au fost găsite nereguli, dar au fost lăsate un număr de 2 invitații pentru administratorii acestor obiective, pentru a prezenta anumite documente care să ateste legalitatea desfășurării acestor activități. Cu câteva zile înainte de Revelion, 19 localuri din Giurgiu aveau documentația în regulă. Administratorii și patronii de restaurante care au ales să organizeze petreceri de anul nou au renunțat la artificii sau alte surprize pe care nu le permite legea. De asemenea, aceștia au redus numărul de locuri prevăzut în acte. Controlele au demarat la nivelul întregii țări după incendiul produs în 30 octombrie în clubul colectiv, în urma căruia și-au pierdut viața 63 de persoane.